Salut, Florin. Un 3-3 obținut în ultimele secunde, dar tu ești un pic supărat, cred că, după această partidă, nu? Da, bună seara. Sunt supărat. La scorul de 2-2 mi-am înscris în propria poartă. Se mai întâmplă. Asta e. Îmi cer scuze față de colegi, dar până la urmă am luptat până la final și am reușit să scoatem măcar un punct. Nu suntem mulțumiți de el, dar tragem în continuare. Cum a fost partida până la urmă? Un egal meritat, nemeritat? Echitabil? Sincer să fiu, cred că meritam să câștigăm chiar. Am avut mai multe ocazii, au jucat puțin pe contraatac din ce am văzut eu. Mi s-a părut că s-au așezat mai bine în teren pe faza de apărare și ne-au lovit pe contraatac. Noi, în schimb, am încercat să pasăm, am avut ocaziile, câteva bări, dar soarta n-a fost cu noi, să zic. Mie mi s-a părut un duel al generațiilor. Voi mai tineri, ei jucători trecuți de 45 de ani, bine tot. Cum s-a simțit asta în teren? Da, s-a simțit o experiență în plus la ei. Se vede că joacă de mult timp împreună, îi felicit pentru asta. Noi, tinerețea, am alergat până la final și am reușit să egalăm. Ce vă propuneți în sezonul ăsta? Promovarea, clar, de pe primul loc. Chiar dacă am început, să zic, cu stângul, cu două egaluri, ne dorim promovarea de pe primul loc. Un plus și un minus în, al competiției? Parcă văd o organizare chiar mai bună față de edițiile trecute. Așa, minus... Nu știu ce să vă zic, nu găsesc un minus. Am înțeles, mersi și baftă!